Bun, am pornit din nou, putem mănânce nasul, motor. Un lucru foarte interesant pe care l-am observat în România, în mod special, numărul de motociclete este în creștere. Niște date interesante, la nivel european sunt undeva la 1 milion de motociclete înmatriculate. La nivel de țară sunt 500.000 de posesori de permis categoria A. Din păcate n-am găsit un număr exact câte motociclete ar fi matriculate la momentul de față. Am găsit niște informații cum că în 2007 erau undeva la 50.000 de motociclete, iar în 2014 acest număr s-a dublat. Erau undeva la 98.100.000 de motociclete și prin 2020, dacă rețin bine, erau undeva la 150.000. Cred că sunt undeva la, nu știu, între 160 și 200.000 de motociclete înmatriculate în România. Și numărul aparent este în creștere. Bine, motociclete include inclusiv scutere, care scuterul nu prea e motociclete, este un vehicul pe două roți foarte util și foarte practic, util în orașe foarte aglomerate, precum Cluj, Iași, București în mod special. Și e interesant că lumea a început să treacă pe două roți, inclusiv în România, adică unul dintre ăștia sunt chiar eu. Am mai abordat un pic subiectul ăsta acum ceva timp, însă au fost foarte interesante cifrele. De ce sunt interesante cifrele astea? Pentru că se pot crea afaceri în zona asta, adică gândiți-vă că pentru cei care sunteți interesați de, nu știu, să creați un magazin online de accesorii, accesoriile de motociclete sunt foarte scumpe. Aș putea să spun că dacă te-a pus să te echipezi ca lumea, dai pe echipamente de pe motociclete de foarte multe ori. Asta fără să luăm în calcul costume MotoGP cu airbag integrat și alte nebunii de genul. Deci echipamentul moto este foarte scump și poți să faci un service de moto, poți să faci, nu știu, o grămadă de chestii legate în zona moto, bazându-ne pe faptul că numărul de motociclete crește. Și dacă ne uităm în orașe precum, nu știu, Milano, am fost în Milano în 2019, și acolo domină mașinile de dimensiuni foarte mici, minicars, precum, nu știu, Fiat 500 îmi vine în cap, mașinile foarte mici, scutere, motociclete, biciclete. Acolo nu prea vezi ca în România, nu știu, SUV-uri peste tot, cum vezi în București, efectiv, mergi într-un oraș foarte aglomerat, n-ai loc de parcare, traficul e blocat, dar tu mergi cu SUV foarte mare, foarte greu de parcat, foarte greu de manevrat, care consumă mult și e foarte ineficient. Din păcate, asta e gândirea românului, dar sunt de părere că, având în vedere faptul că România totuși a evoluat în ultimii ani, sunt șanse foarte mari să se mai schimbe aceste mentalități în anii ce vor urma. Așa că sunt oportunități. Sunt oportunități pentru noi stații ITP, cum și-a făcut prietenul meu, Cătălin, stații ITP în București, care e automoto și, sincer, cred că jumătate din clienții lui acum pe timp de vară au fost motocicliști. Foarte profitabil, foarte ok, standul de motociclete costă, nu știu, 5.000 de euro și mai trebuie niște accesorii de câteva mii de euro, oricum mult mai ieftin decât în cazul mașinilor și mai ales în cazul camioanelor, dacă vrei să faci ITP-ul, nu știu, la camioane, la autobuze, la trailere, îți trebuie o hală mare, spațiu mare, chirie mare, inspector cu toate gradele, aici la categoria A e ceva mai facil, e ceva mai ușor de făcut și e foarte avantajos pentru cei care vor să-și facă o astfel de afacere că trendul este în creștere, ce să mai. O motocicletă nouă o cumperi, dacă vrei, cu 1500 de euro nouță, da, ați auzit bine, cu 1500 de euro ți-ai o motocicletă nouă, adică cu rabla. Honda de 125 scooter sau motocicletă costă undeva la 3500-4000 de euro și cu rabla care îți dă până la jumătate din valoare, mă rog, limita 10.000 de lei, dar toate cu bonusurile, te duci undeva la 1600-2000 de euro. Bine, te mai costă voucherul încă vreo 500, 2000-2500 de euro ții motocicletă nouă dacă ții Honda. Dacă ții un CF Moto de 300, tot așa, vreo 1800 de euro. Eu asta am luat-o tot cu rabla, am luat-o cu, ea a fost 7950 minus rabla 10.000, adică minus 2.000 de euro, vine 5.950, am plătit voucherul vreo 600 de euro, ar fi 6.600, dar am luat-o fără TVA, mă rog, pe firmă, ar fi un 6.000 plus TVA, adică cu 6.000 de euro să-ți iau un autovehicul nou care e foarte practic și consumă, cât consumă? Avem un consum de 3.5%,
Și asta nu e chiar printre cele mai eficiente. Un scooter consumă și 2%, iar ăla de 125 de la Honda consumă chiar undeva la 1,5-2%. Deci pentru un oraș aglomerat, un mijloc de transport pentru a merge, salut, să mergi, nu știu, câțiva kilometri până la muncă sau până la unei treabă, să consume 2%, mie mi se pare absolut fascinant, adică e super ok, super eficient. O revizie la o motocicletă, dacă tu faci, tu poate te costă 2-300 de lei, poate chiar mai puțin. Dacă te duci la reprezentantă, de exemplu, eu mâine mă duc la reprezentantă să fac revizia de rodaj, mă costă vreo 500 de lei, ulei original Honda, filtru Honda, manoperă, în garanție absolută, dar sincer, puțin mai târziu, o să doresc să mi-o fac, eu singur. E foarte ușor să faci singur revizia, ori îți iei un click central, dacă îți permite tipul de motocicletă, ori îți cumperi standard, care standardul e 250-400 de lei. Mi-am cumpărat un standard, am făcut un mic tutorial pe TikTok, am ridicat, oricum se pune standard pentru a întreține lanțul și toate cele. Deci întreținerea e mai lejeră, parcarea e mai lejeră, mai facilă, consumul e mai ok. E adevărat, e mai riscant decât cu mașina, să trebuie mai mult îndemânare. Da, cu scuterul, de exemplu, care este automat, e ceva mai lejer, să știți. Sincer, n-am mers cu scuterul niciodată. M-am trecut de pe motor și e absolut fenomenală. Aș ambala un pic mai agresiv, dar unul la mână, cam depășit limita de viteză, și doi la mână, încă este în rodaj. Rodajul, mâine fac schimbul de ulei de rodaj, că de-aia mă duc, se face între 800 și 1000 de kilometri și eu am 808 km, deci mâine la prima oră sunt în București să fac revizia la Honda în Chipila. Și după aceea o să mă apuc să o alerg un pic mai tare, adică nu că mai tare, mai turat, mai. Abia m-am învățat cu ea, intrăm în oraș și gata, mergem cu 50-60-65. Bine, să-l depășim pe colegul. Hai, Nae, hai, du-te pe banda 1 la tine. Banda 1, hai, du-te pe banda 1. Așa vezi. Da, și am ajuns și noi la magazin, luăm o pauză, că mi-e sete de nu mai pot. Da, un subiect financiar și moto în același timp, sunt oportunități noi de care ar trebui să țineți cont, pentru că piața moto este în continuă dezvoltare în România. Dacă eu speriat de bombe mi-am luat motor, speriat de bombe, mă rog, oarecum fricos și un pic timid la început, acum să știți că îmi pare bine că mi-am luat și cum mi-am luat eu și cum gândesc eu, așa o să gândească mulți. Mulți o să-și cumpere de plăcere, mulți o să-și cumpere de nevoie. Așa că se vor crea noi oportunități de magazine, de asigurări, de accesorii, de ITP și așa mai departe. Stați safe, vă salut, ne vedem în următoarele episoade.